Propun să facem o mică simulare privind un plan de afacere pentru dotarea, pentru amenajarea unui bazin de not. Vorbim în cazul acesta despre un bazin de not deja existent în localitate, dar care a fost lăsat oarecum datorită finanțării insuficiente. A fost depășit, să zicem, de tehnologie, de trebuie foarte multe lucruri îmbunătățite, de la curățarea acestui bazin, la gresia aceea care se aranjează pe pereții și pe fundul bazinului, etc., da? La sistemul de curățare a apei, de încălzire, etc. Deci, întotdeauna când facem un plan de afacere, primul lucru, stabilim care este viziunea, care este misiunea și care sunt obiectivele. Spuneam că în localitatea despre care vorbesc eu, deci toate, luăm un caz ipotetic, da? Există deja o piscină care nu are toate condițiile necesare pentru a fi, mă rog, ea este în funcțiune, dar se poate dota mult mai bine ca să atragă mai mulți clienți. Și s-a observat că, în general, centrele de fitness, că, în general, tinerii, mai ales în ultima vreme, merg foarte mult la fitness. Și atunci, dacă aceste centre de fitness merg atât de bine, Consiliul Local a decis că în arena, în incinta, cum ar veni piscinei, lângă incinta piscinei, să înființeze și un centru de fitness. Da? Deci, care este viziunea? Viziunea este dotarea piscinei cu un centru de fitness. Care este misiunea? Misiunea întotdeauna este un pic mai detaliată, deci pornim de la viziunea aceasta de asociere a piscinei cu centrul de fitness, iar misiunea oferirea de servicii sportive în cadrul piscinei, cu un centru de fitness care variază de la distracție, relaxare până la predare, antrenament de performanță. Deci, cu alte cuvinte, ce își dorește firma respectivă? Să ofere servicii de înaltă calitate, atât în domeniul natației, da? Bine, dacă vorbim de natație, este un pic prea larg, pentru că în afară de not și polo, nu știu ce poți să faci în piscină, scufundări, dar scufundările nu se pot face în această piscină, că este una foarte mică. Deci nu este de aceea adâncă, sărituri iarăși nu se pot face, caiac sau alte sporturi de genul acesta nu se pot face în piscină, deci vorbim doar despre înot și cel mult polo, dar nu e, deocamdată nu s-a pus problema de polo la această piscină, pentru că localitatea respectivă nu are o echipă de polo. Apoi, ce mai urmărește firma respectivă? Ca în afară de aceste sporturi să asocieze și altele în sala de fitness, în general sporturi pentru întreținere, pentru adulți, pentru tineri, știți dumneavoastră, acele sporturi de creștere a masei musculare, nu știu, unul dintre dumneavoastră, dintre studenți a zis ceva de genul că tinerii de astăzi fac sport de frumusețe sau nu știu cum a zis, de foarte drăguț mi s-a părut atunci, mi s-a părut fan. Așa. Apoi, putem face în sala alăturată și anumite elemente, mă rog, sporturile gen triatlon, ciclism, atletism, jocuri cu mingea, se fac alături de bazin în terenul din apropiere, da? Dar se urmărește în special, accentul se pune pe sporturile practicate în bazin, inclusiv
kinetoterapie, deci recuperarea medicală atât a sportivilor cât și a persoanelor mai în vârstă sau, mă rog, cu diferite afecțiuni, da? Care au ajuns la bazin în acest context. Apoi, odată ce ne-am hotărât ce facem, trebuie să vedem, este fezabil proiectul, este sustenabil proiectul. Bun, trebuie să gândim următorul lucru. Ce înseamnă un studiu de fezabilitate, ce înseamnă un plan de afaceri? Da, că știți, adesea se face confuzie între studiu de fezabilitate, plan de afacere, proiect, etc. Deci, studiul de fezabilitate este un mini proiectel care se face înaintea aplicării planului de afaceri, o mică simulare care să verifice toate costurile implicate de acțiunea respectivă, astfel încât să se garanteze că ceea ce se scrie în planul de afaceri va fi, să zicem, posibil de implementat într-un procent cât mai mare, cu o probabilitate, să zicem, mai mare de 95%. Adică, studiul de fezabilitate, în general, este făcut de specialiști și aceștia știu foarte bine cu ce probleme se confruntă firmele în realizarea atât a planului de afaceri, cât și implementarea a ceea ce spun ele acolo în planul de afaceri. Și de aceea ei atrag atenția asupra acelor puncte slabe, asupra acelor elemente unde tinde toată lumea să se împotmolească. Da? Deci de aceea facem un studiu de fezabilitate adesea înaintea planului de afaceri. Deci, practic, se fac niște proiecții financiare și pe baza unui chestionar. Deci, chestionarul a fost aplicat în localitate. Ziceți, localnicii au fost întrebați dacă ar fi de acord să participe la sporturile propuse de clubul nostru. Apoi, au fost întrebați ce tipuri de sporturi ar vrea să practice, cu ce intensitate, adică însemnând dacă se pune problema de începători până la avansați, etc. Deci elemente, toate elementele acestea și în urma estimărilor făcute s-a ajuns la concluzia că se poate implementa planul de afaceri. Bineînțeles că toată această activitate este strâns legată de Consiliul Local, care își asumă în mare parte ceea ce urmează a fi implementat în acest club. S-a observat că pentru unul dintre elementele importante pentru început este angajarea unui manager. De ce? Pentru că în prezent piscina este administrată de câteva persoane localnici cu bune intenții, care fac tot posibilul să fie tot ok, dar neexistând finanțare și neexistând o știință a managementului, o expertiză în acest domeniu, bineînțeles că e posibil ca ei să facă și anumite greșeli. Și atunci, în afară de acest manager care trebuie angajat, Consiliul Local consideră că trebuie să se ofere și programe de fitness, cum ar fi aerobic, Kango Jump, kickboxing, zumba, cardio, etc. Da? Bun. Datorită faptului că se va practica o gamă atât de diversă de sporturi, ei consideră că costurile de funcționare vor fi mai mici pe termen lung
Însemnând că dacă acum piscina, să zicem, are un grad de ocupare de 20%, adică nu este suficient de bine folosită, ea poate să ajungă la un grad de ocupare de 80-90%, ceea ce reduce costurile de funcționare. De asemenea, se mizează foarte mult că viitorul manager ar putea fi foarte bun și să inspire personalul și să ducă la profituri mai mari în cadrul companiei respective, în cadrul clubului nostru. Dacă vorbim de sustenabilitate, ce înseamnă sustenabilitate? Înseamnă că piscina, să zicem, clubul acesta este ajutată acum la început să demareze, dar peste un anumit timp, un anumit număr de ani, 1, 2, 3 ani, ea va fi sustenabilă. Adică se va putea întreține din propriile fonduri, însemnând că încasările pe care le vor strânge de la clienții care participă la programele de fitness, în not, aerobic, etc., da? Vor fi suficient de mulți încât să nu mai fie nevoie de fonduri alocate de Consiliul Local. Bun. De asemenea, se pune problema ca pentru a deveni această piscină, acest club să devină sustenabil, se pune problema înființării unei societăți, astfel încât această societate să poată să emită acțiuni în beneficiul persoanelor care sprijină clubul. Cu alte cuvinte, dacă există persoane care investesc financiar, care, eu știu, la un moment dat vor să sponsorizeze, să doneze, etc., o parte dintre acestea vor dona, altele vor avea posibilitatea să să cumpere acțiuni, da? Deci ei vor da o anumită sumă acum mai mare în contravaloarea unor acțiuni și își vor încasa venituri în timp pe baza acestor acțiuni. Își vor recupera banii în timp. Bineînțeles că toți oamenii din comunitatea locală care se implică în acest proiect merg pe ideea unei strategii în care câștigă toată lumea, win-win, adică să câștige atât comunitatea locală, ziceți localnicii care vin la sala noastră de fitness și la piscină să practice sporturi, cât și investitorii, consiliul local, etc. Deci toată lumea va trebui să câștige. Cel mai important lucru este contactul direct cu clienții, astfel încât angajații pot înțelege foarte bine care sunt tendințele și cerințele acestora. Deci, cu alte cuvinte, pentru a deveni această piscină sustenabilă, angajații trebuie să ia legătura cu comunitatea locală și să observe, să întrebe, să discute constant, da? Să obțină feedback constant asupra tipului de serviciu pe care doresc localnicii să-l acceseze și asupra condițiilor în care vor să practice acele sporturi. Bun, știm acum care este problema. Problema este că există această piscină, că este neamenajată, integral, că nu are suficient de mult trafic, deci nu vin suficient de mulți localnici la clubul nostru. Și care ar fi soluția? Soluția ar fi, cum spuneam, printre altele, în afară de practicarea exercițiilor acvatice, gen în not, atât de loazir, cât și de performanță, da?
Acestea vor fi, în afară de aceasta, și vă spuneam kinetoterapie sau eventual polo, soluția ar fi să înființăm și acea sală de fitness, să punem în acțiune inclusiv terenul de lângă această piscină, să facem un teren de fotbal, ciclism, triatlon, etc. Da? Un alt element important, deci alături de sănătate, educație, siguranță, practicarea sporturilor în această piscină, în clubul nostru de fitness, evenimentele loazir, evenimentele loazir, adică de relaxare, localnicii să vină la piscină să se relaxeze, ar mai fi recuperarea medicală, kinetoterapia, care se poate practica în piscină. Bine, teoretic, recuperarea medicală ar trebui efectuată într-o piscină un piculeț mai mică, cu apă încălzită, eventual cu pantă, pentru coborârea cu căruciorul, cu rotile în apă, etc. Mă rog, aici e cu totul altceva, dar nu avem așa ceva și nu s-a pus problema de așa ceva în cadrul acestui plan de afaceri. Apoi, elementul de social și business hub, ce înseamnă acest lucru? Că o parte dintre afaceri se pot negocia chiar la clubul de fitness. Știți, e un principiu fabulos pe care o parte dintre oamenii de afaceri l-au înțeles. Și anume că dacă oferi ceva înainte de a cere, probabilitatea ca ceea ce tu urmezi să ceri este mai mare. Deci, cu alte cuvinte, dacă creezi o stare de bine înainte de a negocia ce ai de negociat, da? Atunci vei obține ceea ce urmărești tu mult mai ușor. Din acest punct de vedere, să zicem, având în vedere că sala noastră de fitness are și o cafenea și, eu știu, un minibar, etc., o parte dintre oamenii de afaceri, dintre persoanele influente din localitate, deși vin să practice un anumit sport la clubul nostru de fitness, au ocazia să se întâlnească și la o cafea și la un biscuit, etc. Și să discute chiar anumite idei de afaceri sau să negocieze anumite elemente. Se urmărește colaborarea, spuneam, cu școlile, cu alte cluburi din localitate. Se pare că există un club de orientare turistică în localitatea respectivă, deci se dorește să se colaboreze cu acei profesori de acolo, etc. Apoi, ce se va mai obține? Se va reduce amprenta de carbon. Adică, dacă noi vom folosi, cum se numesc, panourile acelea solare, vom folosi echipamente, materii prime ecologice, etc., vom ține cont de acele principii ale economiei circulare și vom reduce amprenta ecologică pe care o lăsăm noi, oamenii, asupra mediului înconjurător. Un alt element care se va obține este ocuparea forței de muncă. Deci, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că putem să, practic angajând mai multe, practicându-se mai multe tipuri de sporturi, angajăm mai multe persoane care în prezent poate nu au un loc de muncă, da? Deci oferim locuri de muncă persoanelor care sunt localnici, da? Și care încă nu au reușit să se angajeze. Elementul de turism, aici ne referim la faptul că se pot face, de exemplu, pentru localitățile din apropiere se pot organiza
mini-excursii către acest club în anumite momente, evenimente legate de anumite zone, timp de an, în sensul, eu știu, de Paști, de Crăciun, de vara, de ziua copilului, etc. Deci, localitățile din zonă pot aduna localnicii și crea excursii care să treacă printre altele și pe la acest club, astfel încât să se ofere servicii interesante tuturor. Și, bineînțeles, ultimul lucru, întâmpinarea, de fapt, știți cum e, cei din urmă vor fi cei din tâi, acesta e elementul important, cel mai important, întâmpinarea nevoilor. Deci, practic, noi urmărim ca prin ceea ce oferim în acest club, bazin, etc., să răspundem cerințelor locale. Apoi, odată ce am stabilit care sunt necesitățile, da, trebuie să facem ori analiza PEST, am scris și eu greșit, există și analiza PEST, da, da, eu am făcut o confuzie, SWOT sau EPOT. Dacă facem analiza SWOT, vom avea în vedere punctele forte ale acestui bazin și anume calitatea înaltă a personalului, personal capabil care să se autoeduce, deci cei care conduc acum acest club sunt deschiși să învețe lucruri noi și să se adapteze la cerințe, la ceea ce trebuie să desfășoare în activitatea viitoare. Un alt punct foarte este că piscina este deja cunoscută în localitate. Un alt punct foarte este că se pot asigura niveluri bune de prezență. Se referă la faptul că putem aduce un flux de clienți constant în cadrul piscinei clubului, pentru că există potențial, adică nu sunt atât de multe săli concurente care să aibă și piscină și toate serviciile pe care le oferă clubul nostru, astfel încât să fie concurenți direct și să ne fure cotă de piață maximă. Sala de gimnastică, deși este oarecum de gimnastică, mă rog, sala asta de fitness despre care vorbim noi, în prezent ea există, dar este încă rudimentară, deci de aceea se urmărește dotarea ei cu noi echipamente de ultimă oră. Piscina are o dimensiune relativ mică, deci 25 de metri lungime, ceea ce este bine într-un fel, în sensul că e ușor de întreținut. În piscină se pot face lecții de înot, atât pentru începători, cât și de performanță. Spuneam că orele de înot se pot practica din școlile, ale școlilor din localitate se pot practica aici în cadrul piscinei și că există posibilitatea ca această firmă, ca acest club, această piscină să ofere diferite posibilități de colaborare altor firme din localitate. De exemplu, pentru cafenea este nevoie de anumite produse, da? Deci trebuie să colaborăm cu o firmă din localitate care să ne aducă toate produsele care se vor vinde în cafenea. Pentru not vom avea nevoie de labe, căști, ochelari de not, papuci, halate, etc. Toate aceste elemente, de principiu, trebuie să vină clienții cu ele, dar noi vom avea un mini-shop în cazul în care clientul le-a uitat acasă sau, eu știu, e o situație dificilă. Ori împrumutăm anumite obiecte dacă avem ce împrumuta, dacă nu, să își cumpere. Care sunt punctele slabe?
Piscina este mult prea mică pentru înotătorii de performanță, pentru club, pentru maestri, da? Pentru triatlon, etc. Sistemul de încălzire și filtrare, vă spuneam că este foarte vechi. Vestiarele, facilitățile asociate bazei sportive sunt în reparații și nu prea au fost reparate bine, adică e de lucru foarte mult la acest element. Și știți că clienții sunt foarte sensibili la elementul acesta, la vestiare, WC-uri, etc., dușuri, da? În momentul de față nu există antrenori care să ofere sfaturi de celor care practică gimnastica de întreținere sau fitness-ul pe care îl fac ei în sala în care există, dar e foarte rudimentar dotată. Și, în general, cei care lucrează la piscină tind să se ducă la alte servicii mai bine cotate, cu potențial mai mare, astfel încât să obțină și un salariu mai mare. Alte elemente pe care trebuie să le discutăm se referă la oportunități. Populația este mai în vârstă, adică în localitate sunt destul de mulți adulți de vârstă înaltă, ceea ce înseamnă că mai puțin probabil să-i determinăm ușor să vină la fitness pe o parte dintre ei. Tinerii, în general fac sport, dar o parte dintre ei fac sport de performanță la alte cluburi, dar ei pot face sport de performanță și în acest club, da? Să devină, să zicem, fotbaliști de performanță sau de not de performanță sau etc. Da? Se pot accesa diferite granturi, proiecte care sunt acum disponibile, există niște coluri pentru fonduri europene, astfel încât să se investească pentru încălzirea și izolarea ecologică, transformarea pereților de așa natură încât să se izoleze bine, etc. Da? Costuri mai mici de încălzire dacă sunt montate echipamentele potrivite. Deci vom alege acele panouri solare pentru încălzire, etc. De asemenea, cerere pentru sala de gimnastică, pentru sala de fitness este extinsă, în sensul că există totuși mulți tineri care ar putea să vină la acest club. Există și posibilitatea să colaboreze cu alte cluburi din apropiere, posibilitatea de colaborare cu școlile, un interes mare pentru sănătate și pentru fitness acordat de către localnici, deci cu alte cuvinte se dorește îmbunătățirea acestei piscine. Și alte persoane care lucrează în domeniul sănătății pot fi angajate, de exemplu, ca și kinetoterapeuți, ca și medici care să ofere anumite diete, anumite programe, etc. Pot fi angajate la clubul acesta, astfel încât să aibă în grijă persoanele mai în vârstă. Ca și amenințări, complexul va avea nevoie de subvenție din partea Consiliului Local. Deci, dacă nu obține această subvenție, probabilitatea de a se organiza tot ceea ce am zis noi aici este foarte mică. În momentul de față există posibilitatea unui colaps catastrofal al actualului sistem de încălzire și distribuție. Asta e altă amenințare. Incapacitatea de a găsi un director general de calitate potrivită, în sensul că mulți vor funcția, dar fără să se implice cu adevărat. Prea mulți angajați pleacă imediat,
Ce înseamnă că pleacă imediat? Ei tind să meargă în alte localități, să-și creeze o carieră mai interesantă. Deocamdată au fost incapabili de a obține colaborarea cu medicii. De asemenea, există posibilitatea ca un alt grup cu fonduri suficient de mari să cumpere tot, să preia piscina și aceasta să ajungă la un moment dat în colaps, pentru că depinde de la investitor la investitor. Unii sunt interesați în a dezvolta afacerea, alții sunt interesați doar de fondurile pe care le pot obține și când nu faci treaba bine cu sufletul, nu iese la fel de corect. Valorile. Ce, cum și de ce? Ce vom face? Vom oferi în primul rând facilități medicale, adică urmărim în primul rând elementul de sănătate, da? Să dezvoltăm, să punem accent pe sănătatea angajaților noștri, a persoanelor din localitate și în același timp practicarea diferitelor sporturi. Cum? Vom oferi pe cât posibil calitate superioară maximă, da? Și de ce? De ce? Pentru că vrem să avem o localitate cu persoane sănătoase. Care sunt concurenții firmei noastre? Există mai mulți concurenți, Centrul de Sănătate Fit for You, bazat pe un hotel, adică este înființat în cadrul unui hotel și utilizează acesta este utilizat de către, bineînțeles, persoanele care se cazează acolo în hotel și are și el o piscină cu facilități de fitness și spa. Mai există și piscina asociată, tot așa de 25 de metri, cu aceleași specificații, dar este în localitatea alăturată. Mai există și sală de fitness Local Fit, dar aceasta este o sală de gimnastică care oferă în comun accesul școlii și al publicului. Dar niciodată nu se știe când e deschisă, când e închisă și din acest punct de vedere, majoritatea persoanelor au un dubiu dacă pot sau nu pot să meargă la această sală. Apropo de prețuri, ne putem interesa care sunt prețurile pentru piscine rezidențiale, subterane, cu căzi de hidromasaj, piscine comerciale, etc. Și în funcție de aceste prețuri, noi să vedem ce facilități să aducem și să facem calculele de așa natură încât să oferim. Deci, în primul rând, să obținem finanțarea de la Consiliul Local, să încercăm să obținem acel grant de care vorbeam anterior și abia după aceea vom încerca să punem problema și unui tip de abonament multiplu. De exemplu, putem alege un abonament basic în care sunt incluse doar facilități de bază, un abonament gold în care introducem diferite tipuri de servicii. Da? Avem aici, de asemenea, există alte tipuri de estimări. De exemplu, din punctul de vedere al piscinelor rezidențiale cu plăci de scafandru, acestea aduc în general un 35,5% din totalul vânzărilor. Adică acestea ar fi cele mai interesante. Deci am putea reorganiza piscina să fie construită după aceste principii.
sau principiile rezidențiale în sol cu capace de siguranță. Da? Acestea aduc un profit de 24,9%, adică nu au cheltuieli exorbitante. Da? Și mai există și acele piscine supraterane cu alarmă sau cu rezidențiale inter care aduc un procent mult mai mic de vânzări. Apoi, bineînțeles că va trebui să facem mixul de marketing. Am spus până acum care sunt produsele, care sunt serviciile noastre. Prețul, vă spuneam că vom folosi abonamente dintre acestea specifice, da? Deci, de la cel mai banal de bază abonament cu serviciile, cu servicii minime, la un abonament care cuprinde toate serviciile, eventual cu elemente de lux, da? Însemnând că persoanele respective vor avea acces în piscină, să zicem, în momentul în care aceasta este mai liberă, vor avea, să zicem, inclus alte servicii suplimentare, precum regim alimentar gratuit, adică să li se ofere o consultație medicală înainte de a participa la ora de fitness sau să li se ofere o consultație legată de starea lor de sănătate, deci să li se monitorizeze semne vitale, greutate, kilograme, etc. Da? Și acestea să fie monitorizate și pe parcursul dezvoltării programului de fitness, note, etc. Și să se observe dacă s-a obținut o îmbunătățire sau nu. Din punct de vedere al promovării, în afară de bannerele pe care le vor pune pe piscină, se pune problema și de promovarea prin intermediul consiliului local, dar cea mai eficientă promovare va fi promovarea din gură în gură, pentru că e vorba de o localitate neapărat mică, dar fiind totuși o localitate mai mică decât un oraș mare, da? Atunci promovarea aceasta de la persoană la persoană este cea mai eficientă și gratuită. Se va ține cont de asemenea de rețelele de socializare, deci se vor crea conturi pe rețelele de socializare și se va face și acolo reclamă. Vor crea și un site web care tot așa va reprezenta un mijloc de comunicare cu clienții. Deci acestea vor fi modalitățile de promovare. Probabil că vor avea și campanii și oferte la anumite evenimente, da? De exemplu, la deschidere, la 10 ani de la înființare, spuneam, de sărbătorile legale sau în alte situații. Ca plasament, bineînțeles că toate serviciile vor fi oferite în cadrul complexului respectiv. Se pot oferi doar servicii de, să zicem, kinetoterapie sau, mă rog, antrenament personal la domiciliu dacă există cerere pentru așa ceva în condiții deosebite. Deci, important este să inovăm. Observăm că, deși există această piscină, este cu un picior în groapă, cum se zice, în sensul că are probleme serioase cu alimentația, cu sistemul de canalizare, da? Așa, și distribuție, și atunci noi trebuie să venim cu inovare. Și spuneam că alegem acele panouri solare, că alegem tipuri noi de sporturi care n-au fost practicate până acum în zonă, cum ar fi Kango Jump, Tai Bo, etc. Da? Că alegem să oferim serviciul acesta medical în care clienții pot beneficia de o consultație gratuită la prima intrare în clubul nostru, astfel încât ei să poată să urmărească evoluția lor de-a lungul
abonamentului pe care îl plătesc, da? Și această consultație medicală va cuprinde și recomandări către antrenorii de fitness, not etc., astfel încât persoanele respective să-și atingă obiectivele pentru care au venit la piscină, ceea ce foarte rar se întâmplă la celelalte tipuri de piscine și sau la celelalte tipuri de cluburi, da? În general, consultația medicală nu este inclusă. De asemenea, se poate alege și plata unui serviciu de consultație din punctul acesta de vedere al dietetic, al regimului alimentar. Se pot oferi, cum spuneam, la barul și la cafeneaua piscinei respective și elemente precum proteine, creatină, diferite, între ghilimele, droguri, deci medicamente sau adjuvante care să susțină starea de sănătate a clienților noștri, da? Știți că e foarte important să fii hidratat, să ai anumite elemente, un echilibru din punct de vedere mineral, organic, etc., în corp în momentul în care practici sportul, că altfel sportul respectiv se poate transforma într-un adversar, un dușmanul tău, în sensul că apar rupturile musculare, probleme de sănătate asociate sportului respectiv. De exemplu, apar afecțiuni cardiace, etc. Deci toate trebuie să convergă către starea de sănătate a clienților noștri. Apoi ne punem problema resurselor. Acestea sunt financiare, fizice, umane, tehnologice, informaționale. Deci vom face o previziune în privința resurselor financiare. Resursele fizice, la ce ne referim? Vom pune pe hârtie exact cu ce vom dota sala de antrenament. Câte benzi rulante, câte covare dintre acestea de alergat, câte aparate de fitness, de exemplu pentru trenul superior, pentru trenul inferior. Resurse umane, câți antrenori, cât de fitness, cât de not, cât de fotbal, etc. Resurse tehnologice, dacă vrem să cumpărăm, de exemplu, aparatură locomat pentru recuperare medicală sau spuneam că putem folosi o tehnologie dintre asta de ultimă oră ca să monitorizăm activitatea sportivilor noștri prin senzori aplicați pe corpul sportivului în timp ce face mișcare și să putem da feedback asupra corectitudinii mișcării, asupra gradului de antrenament, asupra ce trebuie să îmbunătățească în antrenamentul lui. Există și resurse informaționale. Sigur, acestea sunt aparent pe ultimul loc, dar fără ele nu putem să subzistăm. Deci, în primul rând, va trebui să oferim publicului o deschidere maximă și informații suficiente despre acest club sportiv, încât promovându-l să devină de notorietate în cadrul localității, astfel încât să nu avem concurență prea mare. Dar ideea este că resursele informaționale se referă și la cât de bine suntem noi informați privind noile metodologii de antrenament, noi tehnologii care se pot aplica, uite, pentru curățarea apei, pentru încălzirea apei, pentru dotarea sărilor, pentru dușuri, pentru, eu știu, la cafenea, ce tipuri de suplimente alimentare să alegem și ce să nu alegem, etc. Toate aceste lucruri țin de informațional. Să fim informați în privința ceea ce este cel mai bun în prezent. Și spuneam că sala noastră oferă, pe lângă
bazinul de not, servicii de fitness, de aerobic, de pilates, dansuri, cardio, da? Deci se oferă o gamă foarte largă de servicii destinată unui public foarte larg. Însemnând că, să zicem, și copiii și fetele, de exemplu, pot alege să vină la dansuri. Sunt anumite persoane care aleg cardio. Doamnele mai în vârstă e posibil să aleagă pilates. Tinerii și domnii vor fi posibil să aleagă fitness, etc. Deci pentru fiecare tip de uman și de vârstă, da, avem servicii diferite. Putem să mergem și pe segmentare de piață ca strategii și pe obținere de sponsorizări, deci se poate merge și pe varianta clasică în care firma încearcă să obțină totul prin propriile puteri, prin organizare foarte bună, prin manageriat, da? Dar și se poate obține și totul dintr-o dată prin sponsorizări, prin diferite licențe pe care le oferă, să zicem, clubul altor firme care ar vrea să închirieze o parte din servicii, să închirieze, de exemplu, terenul, etc. Sigur, acum putem alege și diferite strategii de direcționare, ce înseamnă acest lucru, că putem să alegem și un produs care se potrivește nevoilor tuturor, în sensul că vom spune că oferim fitness și aerobic și not, un serviciu care se poate oferi maselor mari, da? Fără variații specifice, deci toată lumea poate să practice acest serviciu, dar de asemenea mergem și pe o diferențiere concentrată, în sensul că vom merge și pe în not de performanță, eventual polo, vom merge și pe detalii specifice anumitor vârste, vom merge și pe kinetoterapie și e clar că atunci va trebui ca tratamentul să fie personalizat. De asemenea, putem să mergem și pe segmente de piață. De exemplu, cu alte cuvinte, firma are mai multe strategii în același timp. Da? Firma poate să aleagă să facă contracte cu școlile, astfel încât acești copii de la școlile respective să practice, spuneam, anumite sporturi sau chiar orele de sport în cadrul clubului. Da? Deci mergem pe segmentul clasa, să zicem, copii de școală preșcolari, copii școlari, copii de liceu, etc. Da? Deci avem diferite segmente. Și apoi ne punem problema poziționării. Ce înseamnă acest lucru? Că spunem că firma are trei mari concurenți și cum ne poziționăm noi față de concurenții noștri, în sensul că cu ce suntem noi mai buni față de aceștia. Deci am dat deja un exemplu, faptul că oferim acel serviciu de evaluare gratuită din punct de vedere medical a tuturor clienților care pășesc pentru prima dată în club, da? Și se oferă chiar niște recomandări atât instructorilor cât și clienților pentru activitatea care va fi desfășurată în club. De asemenea, selectarea avantajului competitiv. Spuneam că putem să alegem acele pachete de ofertă în cadrul clubului nostru, astfel încât să fim mai buni decât competiția și să putem apoi comunica această poziție a noastră pe piață, în sensul că vom spune cu ce ne diferențiem noi față de ceilalți. Bun. Aici am dat exemplu de abonamente, de exemplu abonamentul Basic, Pro, Premium și aici ar trebui să spunem că la Basic includem, să zicem, doar aerobic, fitness și not.
și să zicem doar în timpul săptămânii de la ora 8 la ora 4, etc. La abonamentul pro, pe lângă serviciile de bază, oferim cursuri de not, cursuri de fitness, cursuri de, mă rog, fotbal, etc. Da? La abonamentul premium, pe lângă toate acestea, oferim și, să zicem, un antrenor propriu, adică persoana respectivă pe perioada practicării exercițiului fizic este monitorizată continuu de către un antrenor care stă, își dedică activitatea acelei persoane. Da? Deci nu se va ocupa de 2-3 persoane în același timp, ci doar de cea care are abonament premium, de exemplu. Întrebarea mea este dacă ați înțeles așa în esență cam ce trebuie scris într-un plan de afaceri. Și vreau să știu dacă voi aveți anumite întrebări.